Salut, suntem Crowd Control din București, via Râmnie cu Vâlcea și facem electrofusion cu diferite influențe de dub, de rock, de punk, de hip-hop în scena asta din București. Eu sunt Andrei, sunt solistul, colegii mei Coșmelin la tobe, Răzvan Gabăr la sintetizatoare. Tuba Crowd Control a apărut la începutul anului 2013, în ianuarie, am avut și primul concert într-un club și am început să repetăm și să facem piese în continuare. Tocmai am lansat al doilea nostru EP, care se numește Select Start. Urmează al treilea EP, Loading Please, și să intrăm pentru o perioadă mai lungă în studio în vederea pregătirii albumului Crowd Control, care să conțină 10-11 piese. Live gaming e marfă, e superb, se potrivește foarte bine cu identitatea noastră 8-bit music, 8-bit art, identitatea vizuală, dar și audio. Nimeni nu mai face chestia asta, se cheme un om pasionat, un amator de jocuri și să îți facă proiecție live, lucru care poate fi foarte mișto, poate fi genial. Băi, la Live in the Cell a fost minunat, este următorul nivel de live și ce pot să zic, a fost nu numai o oportunitate marfă, dar a fost și sentimentul ăla că în sfârșit o să fie captat acel sound live, raw, puternic, așa brut, abraziv pe alocuri, captat audio-video cum trebuie. Asta e o schimbare. Aș vrea să văd cât mai multe sesiuni Live in the Cell și cu cât mai multe trupe mișto. În România se cântă foarte mult, toată lumea pe care o știu cântă și face muzică. Sunt foarte mulți care fac muzică bună și ar trebui să fie o comunitate reală. Live in the Cell ar trebui să cuprindă pe toți oamenii ăștia care merită din scena bucureșteană și națională. De ce nu? De ce nu? Îmi doream așa cam de, nu știu, de ceva vreme să avem așa o sesiune, mai ales în genul ăsta. Am ținut dinții strânși. Da, și ne revedem data viitoare, vedem ce și cum. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera de aici, din The Cell, de prima dată de când am intrat. Și, na, ce să zic, ați fost niște oameni foarte mișto, toți dintre voi. Plus câinele, da. Noi avem un album de remixes, de remixuri, avem 8 remixuri făcuți cu foarte buni prieteni, producători și din țară și din afară, oameni foarte talentați și cu 2 dintre ei sau 3 o să vedem, care sunt disponibili, o să facem live remixing la Street Delivery și lansăm Game Over Remixed, adică compilația remixurilor de pe primul nostru album, de pe Game Over. O să ajungem la toată lumea. Nu știu dacă aș putea să numesc fanii Crowd Control, dar o să fie oamenii care se audă de Crowd Control live prin țară cât mai curând. Zi bună!